Mă, bună ziua, dragii mei! Dar ce începi ca și cum mama tocmai a făcut o grămadă de ce-o găsit? Păi nici nu m-am trezit. Cineva să mare televizorul din cauza faptului că mulți oameni mi-au spus că n-au mai văzut niciun vlog de la mine. O prezint pe cumă. O prezint pe cumă, da. Bineînțeles că acum voi ai jucărie. Fix acum, când am dat drumul la camera. Am vorbit cu mai mulți oameni care au spus că păi interesează rahatul ăsta de-l fac eu și că urmăreau mizeria asta de vlog. Am hotărât să filmez primul și singurul vlog din 2019 și anume ultima zi din 2019, în care vom avea 3 concerte. Primul va fi la ora 7.35 în Piața Constituției, al doilea la ora 9.30 în Otopeni și al treilea în Brașov. Înainte să plecăm, trebuie să ne facem bagaj. În 3, 2, 1... Mi l-a făcut puf. Treaba stă în felul următor. În ultimii ani, ca să fiu mai exact, cred că în ultimii 10 ani, doar de 2 ori nu am muncit de revelion. În rest, am lucrat sau am cântat sau am făcut ceva ce nu are legătură cu sărbătorirea revelionului în mod tradițional. Și am observat că îmi place mult mai mult să știu că de revelion muncesc sau sunt activ, pentru că mi se pare că încep anul mult mai pregătit pentru ce o să vină. Cam despre asta o să fie vlogul ăsta, ce înseamnă ca un artist să fie pe drumuri, să aibă 3 concerte într-o noapte și ce o să întâmple. Logistica e destul de simplă, o să fiu doar eu cu mașina mea. De obicei avem un van care mergem toți, dar având în vedere că fiecare are planuri separate, o să ne despărțim la un moment dat și o să ne întâlnim doar în punctele în care o să cântăm. O să fie interesant și sper eu că nu o să fie un drum cu peripeții și nu o să avem probleme de ordin tehnic. Am ajuns în Otopeni, am parcat mașina și acum urmează să fac probele de sunet. Sonerie! Mai mult bas aici, te rog! Ce-i mai aia? Ce nu sună bine? Gabriele, apasă și tu pe butonul de coaie. Cum? De-i coaie, că n-are coaie. Eu așa, bă, tată. Sunerie la butoane. Am terminat probele de sunet pentru diseară, pentru Otopeni și din acest moment începe o cursă contra cronometru. Este ora 2:50 de minute, 3 fără 10. Și din acest moment eu trebuie să fiu la minut, să mă încadrez în tot programul ca să reușesc să duc acest plan până la bun sfârșit. Pe unde mă bagi, trească ție? Ma, ești nebun, asta e... Dragă Waze. Da. Exact. Uite pe unde m-a băgat. Cu excepția riveranilor. Wow! Astăzi sunt riveran, locuiesc în zonă, ce? Hai că am început bine respectarea programului. Este o imagine apocaliptică, aș putea să spun.
15:40. Și m-am trezit la problemele de sunet. Am o oră jumătate să-mi fac bagajul, să-mi strâng catrafusele și să mă duc către piața Constituției. It's gonna be a mission! Mă încățel. Unde e sorta? Unde e sorta? Ia. Ia unde e cuma? Unde e cuma? Unde e cuma? Vagabonto, ce faci aici? Hai ieși afară, ieși? Urmează seria de încărcat bagaje în mașină și apoi via piața Constituției. Din ciclul probleme existențiale, sunt în drum spre piața Constituției. O să ajung la 18:41, 4 minute înainte. Să sperăm că în 4 minute voi găsi loc de parcare. If not, I'm fucking dead. Suntem în grafic, în grafic pentru primul concert în piața Constituției. Este frig de te. Am reușit să intru. E ușor când ai brățara. Și acum trebuie să ajung în backstage. Salut, pentru interviu? Nu. Bine, ne auzim în 2020. Stai aici. Urmează să intră pe șeră. Kill them with them shoulders. Gata, se spine tot? Da. E gata. La Steagăr și eu nu pot să dau. Acum, mă! Mi s-a stins GoPro fix când aveam nevoie de el. Păi nici acum nu țin battle art. Nu, ține de battle art. Battle art nu-l rog să-l bădic! Măi, oameni buni! Am ajuns în Otopeni. Oamenii ăștia s-au gândit mult, au pus meduze. Sunt umbrele, mă. Sunt meduze. Umbrele, mă. Aici? Da, hai aici. Mă ajută în Otopeni și nu e nimeni. Uite meduzele! There
is literally nobody. V-ați făcut planul pentru 2020, da? Și sunteți gata să nu se deplinească niciunul? Da! Când vreți asta? Asta! De mâine toată lumea la sală! Cine? Lumea! E murdar obiectivul, băi. L-am terminat și cel de-al doilea concert. Urmează primul concert pe 2020 în Brașov. Mamă, zici că suntem în Avatar. Stai să-mi conectez asta la plată. Uite-mă cât de frumoasă e, mă, mașina asta. Așa. Nu dau nici cafea, nici sandwich, nimic. Nu pun nimic? Ia uite, ia uite, bă, băiatule, ce aici e, ploi de capul meu, blocaj și o să fie foarte greu să ajungem, atunci o să merg direct la, mergem direct la cântare și apoi ai... Da, 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 păi da, n-ai încotro, da, la ce, bă, delay mare. Da, eu zic să, că poate, na, hai să zic, jumătate de oră delay, tot la 1:30, dacă am ajunge, tot ar fi bine. Să vedem. Păi... Parcă mersesere totul, ca uns. Da, 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 merge prea bine treaba, da. N-am avut nicio problemă până acum, acum direct blocaj. Bă, era de așteptat că o să întâmple ceva de genul, cumva. Să sperăm că... se va debloca. Ce se mai întâmplă? Deocamdată... mai sunt 11 minute, stai la mulți ani. Doamne ajută! Doamne. E nasol că suntem departe unii de ceilalți, că deschideam mașina și... Da, da. Aruncam cu un freș de portocale în sus, că atât am o mașină. Deci noi stăm pe loc și a trecut unul cu 80 pe lângă noi pe contrase, pe linie, patino, pe depășite. Cu toate alea, a? Păi mai simt bombardat, au început să-l pe lângă noi, păi... Mamă, știi cum e? Zici că conduc în Fast and Furious, ești de bun la cap și Smart TV ce pe stânga, pe dreapta. Și sunt unii care o dau fix aici, în fața noastră. Bă, this is fun! Data viitoare plec de acasă să văd artificiile dinamic, știi? Gata, uite și tirul, și claxoane, și alea, alea. 57! Yay! Da, obușilor, cam așa arată un revelion petrecut pentru. Asta e. 58. Asta e revelionul. Cine numără crețele? Numărul tu? Ce? Numărul tu? 3, 2, 1. Mai număr, că nu mai număr nimic. Păi trebuie să... e și 58, 59. E și 59, boss, e și 59. Te anunți imediat când se face 0-0, arunci țigara din mână. S-a făcut? S-a făcut? 0-0! La mulți ani 2020! 2019! E clasă râs, bă, toți și toți se ridică mâna aici, de mâna cap. Fericire! Ia uite. Uite, sunt la Bușteni. Hai să-i clasurăm pe toți. Hai. Mamă, cum sara astea pe aici. Ce zici că suntem în război? Zona crepusculară. Da, mă, prima dată la telefon, se perturbe acum. Da. 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 Bine, mă. Ce să zic? Ne-am prins anul tot împreună. Băi, Crețule, se pare că doar tu ai fost ăla ghinionist, pentru că noi n-am mai prins niciun fel de aglomerație.
putut să facem stânga foarte ușor. O să ajungem la 056 la locația noastră. Și până la urmă se pare că anul nou ne-a prins cu bine. Fix unde trebuia, fix când trebuia. Am ieșit din Bredeal. Și peisajul aici este unul mirific, pentru că zăpadă. Bine, dragilor, după cum apreciați, am ajuns cu bine în Brașov. Urmează să lăsăm mașina și să ajungem la locația unde să aibă loc concertul. Sunt plin de energie, după cum vedeți. Și de-abia aștept să beau 15 shoturi de Jager. Am ajuns în Brașov. Și cumva asta e strada pe care am copilărit eu în Brașov. Stăteam la unchiul Bebe aici. Alo! Ia mă, du! Am ajuns la locația unde trebuie să cântăm. Și e plin de cioburi pe jos, pentru că o să fac toate paharele. Da, nu știu, pe aici. Uite pe aici. Da. Mai avem concertul ăsta și scăpăm. Sigla, că ne descurcăm.